Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020, Educația 2020, a fost aprobată de guvern. Ministrul Educației, Maia Sandu, susține că prezenta strategie, precum și codul educației, sunt documentele în baza cărora se va lucra în următorii 10 ani și vor oferi o diagnoză a stării actuale a sistemului de educație. Strategia are mai multe obiective, inclusiv sporirea accesului la educație de calitate pentru toți copiii și tinerii, stabilirea direcțiilor prioritare de dezvoltare a educației în Republica Moldova și a mecanismelor de realizare a acestora, creșterea eficienței cheltuirii banului public investit în educație, astfel încât resursele disponibilizate să fie redirecționate pentru a îmbunătăți rezultatele învățării, inclusiv prin investiții în personalul didactic, procesul educațional și infrastructura instituțiilor de învățământ, dar și alte aspecte.